Hai, salutare! Bine ne-am regăsit! Azi va fi un clip mai special pentru că doar ce am ajuns. Așa arată o parcare din Milano. Sunt cu bicicleta la Milano. Aici m-a lăsat mașina și mergem spre Dom. Cam fiecare oraș mare avem și o zonă periferică. Aici este Milano. O altă vedere, să spunem așa. Plină de boscheți și de mizerie. Aici deja s-a schimbat situația, cu cât mergem spre centru. Încep să apară pomii, copacii și civilizația. Vedem mai în față. Mă, cred că e o aventură să lași bicicleta pe aici și să ții ceva din magazin. Că n-am pus-o în cui. Așa că am luat ceva de băut și mergem în centru. Am ajuns la primul obiectiv, să spunem așa, Basilica di San Lorenzo Maggiore. Da, am mai fost aici, dar pe jos. Continuăm. Fiți atenți, cam ajuns. Unde am ajuns? Unde am ajuns? Spre surprinderea mea, nu e așa aglomerat. Este chiar foarte liber.
toamnă, să ajungi cu bicicleta pe aici, nu e chiar așa rău. Thank you.
cam asta a fost tura prin Milano. Trebuie să mă iau din loc pentru că vreau să, nu știu dacă vedeți, vreau să merg pe bicicletă până unde locuim. Adică avem 44 de kilometri, am ales traseu de bicicletă. Nu știu dacă se vede. 2 ore și 19 minute, deal foarte abrupt, trafic intens. Așa că vreau să merg pe bicicletă 44 de kilometri până acasă. Eu sper să-mi iasă și să nu chem ajutoare, dar vedem pe parcurs. Hai să ne punem la drum, că este ora 5. Aici arată că ajungem la start la 7 și ceva, deci probabil ajungem la 9. Hai să-i dăm bătaie. Mai am 39 de kilometri.
una cu treaba e bună. Bate vântul din față. Continuăm. Deci au ăștia o pistă aici, am mers de vreo 10 km, tot merg așa. Foarte tare. Asta e cu masaj. Am 30 de kilometri. Cam așa arată drumurile la ei, drumuri de câmp. Nu știu dacă e pistă de biciclete sau nu. Acum aici e interzis, dar mai sunt cu bicicletele și oricum pe aici ne bagă GPS-ul. Probabil știe el ceva. Mai avem 27 de km. GoPro-ul a murit, acum filmez cu telefonul. Ia uitați câmpul aici, apă, a fost o vijelie la ei foarte mare. Sunt câmpuri de orez și au nevoie de foarte multă apă și este o apă foarte curată. Salut! Continuăm. Deci, liniște și pace. Mașina la jumătate de oră, toată lumea e plecat. Încă o bucată, am renunțat la asfalt și am trecut la off-road. Mai avem 17 km. Nu ne-am oprit încă, nici nu cred că opresc, că îmi ies din rid. Și nu e ok. Așa că îi dăm bătaie. Dacă erau la noi pistele astea de biciclete cu piatră și cu pământ și cu nisip, cu siguranță era de vină domnul Toman. Domnul Toman fiind primarul din Buzău, iar o să zică lumea că a treabă cu politica, dar n-am. În schimb, e mult mai ușor să te plângi decât să te bucuri. În general, la români așa este. Dar fiecare cum știe. Foarte tare. Traseul. 15 km. Și ajungem. Cât de răcoare poate să fie aici, ce diferență este între câmp și marginea pădurei. Luăm asta fără mâini, ce spuneți? Intrăm? Hopa! Ieșim? Hei, 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 stai drept! Bine! Dă-i bătaie! Cred că se termină pista și începe alta. Sau nu mai începe alta. Uităm pe asfalt. Avem un pod aici în construcție.
și sunt curios dacă pot intra pe el. Cu mașina nu poți intra. Încercăm cu bicicleta. L-am văzut de multe ori. Hai să aflăm. Adică l-am văzut de multe ori și nu am intrat pe el. Nu că l-am văzut și m-am dus pe el. Să ne înțelegem. Văd că e cărare pe aici. Probabil au mai fost și alții. Și sperăm că noi vom dar. Sigur nu duce la pod, așa că o să ne întoarcem. Hai să încercăm alt loc, deși nu cred că ajungem undeva. Asta cred că e vechiul drum care ducea spre pod. Să vedem ce se întâmplă aici la capăt. Zgârie mașina. Ce horror sunt pădurile astea. Ia să vedem ce ne așteaptă aici. Un munte de gunoaie. Aici avem o cărare. Coborâm. Hai să coborâm cu doamna mea de geamă. Să vedem unde duce. Da, da, da. Duce la apă. Cu siguranță nu putem trece pe aici. Iar dacă avem scări acolo. Ia. Hai să coborăm. Avem o cărare încolo care duce spre pădure. Iată de ce e mișto cu bicicleta. Ce culoare poate să aibă apa asta, doamne. Vedeți? Este un râu aici. Foarte limpede. Foarte, foarte limpede. Hai să facem câteva poze și mergem. Bun, am văzut mal acela. Hai să explorăm puțin în partea cealaltă. Spre noul pod. Aoleu, zgri bicicleta. Poate fac pană pe aici. Mai am vreo 15 km, cred. Ia uite ce frumos. Ce frumos arată. Dar cred că se termină. Mamă, ce ar fi să ajungem până la pod. Dar cred că avem slabe șanse. Ha? Ia uite lumea la gârlă. Hai că am găsit o cărare pe aici. Lumea este la gârlă. Oare să fie român? Cine știe? Eu sunt curios dacă
găsesc urcarea pe pod. Ce tare ar fi. Și mă îndoiesc. Unde te duci? Și cărarea asta oare să duc acolo? Oare să ducă spre pod? Nu prea. Hai înapoi. Se cam depărtează. Așa că am văzut eu oricare acolo și încercăm pe jos. Să vedem. Dacă zice cineva ceva. Ah, era aici. Era aici. Era aici oricarea. Mai avem. Mai avem, mai avem. Dar putem ajunge până sub el. S-a pierdut semnalul GPS. S-a pierdut. Ne-am pierdut noi, nu s-a pierdut semnalul. Am lucrat 4x4. Bine, bine. Și iată că am ajuns. Podul peste Brăila. Vedeți? Mai, ce de lume aici. Ce de lume. Dar asta bagă. Piatră. Ia uitați ce superb. Da? Hai că mergem să urcăm și pe el, că doar nu am venit degeaba. Hai că am reușit. Dar cred că pe pod este închis. Poate putem trece totuși. Să nu mai iau iar prin pădure. Care și acces pietonal. N-am înțeles de ce l-au abandonat. Acum fie ce-o fi, facem pușcărie sau ne bucurăm de priveliște. A dat cu tunul aici și au fugit toți. Ce s-o fi întâmplat?
sper să nu fie vreun paznic pe aici. Dacă e, hai. Am oprit-o pe alte poduri mai nasol. Da, nu cred că e nimeni aici. Cine mai va stai aici? Sperăm că avem pe unde să ieșim. Că dacă nu avem, e nasolică. Trebuie să căutăm ieșirea acum. Da. Aici a fost gardul. Nu mai e gard. Acolo scria supraveghea video. Fiecioși. Hai să vedeți ceva interesant. Acesta este un semn. Da? Care nu știam ce înseamnă la început. Dar apoi m-am prins că mai în față. Adică 12 km și ajung. Adică de aici au pus asfalt. Și nu mai sunt dungi. Și probabil, nu știu exact, presupun doar că avertizează că urmează să se traseze sau atenție, pericol, nu este marcat drumul. Fix așa am văzut și la noi. Doar că la noi sunt lăsate gropile așa și de multe ori nesemnalizate. Continuăm. Încă o pistă. Încă o pistă. Și acum pe care? Ia să vedem. Ce mai zice GPS-ul? Ținem pe aici. Asta e. 11 km. Bine. 32 de minute. Bine, bine. Nu, dar eu nu înțeleg de ce nu iau eu pe acolo. Nu dau pe aici. Apă peste tot. Apă și iar apă. Apă și câmp. Și drumuri. Bun.
am ajuns în civilizație. Ah, pentru moment. Aici sunt opriți sau? Ah, sunt opriți. Gilei. Hai, încă puțin. Kilometri, 13 minute și am părăsit din nou drumul județean, național, ce-o fie ăla, comunal, de cal, de iepuri. Am ajuns din nou pe câmp. Totul este ok. Mă rog că am luat apă. Am avut 1,5 litri, 3 sticle de 0,5, am băut 2, mai am una. Dar nu mai contează acum că sunt aproape ajuns. Foarte tare drumul ăsta. Foarte tare. Păi aici tu o să trăiești cu bicicleta. De kilometri aproape, plus ce am mers prin Milano. Foarte tare. Fac ce fac, tot pe câmp ajung. Mamă, ce porumb aici. Ce porumb. Am intrat pe off-road, din nou. Kilometri. Sper că n-am băgat adresa greșit. Foarte tare a fost drumul ăsta. Mi-a dat reset. Resetări de fabrică. Mi-a adus aminte de tinerețe. Kilometrii ăștia erau până la pâine. Mă luam din 3 sate mai încolo. Numai să plec pe bicicletă. Încă puțin. Și ieșim la asfalt. Apoi mai avem 700 de metri. Și am ajuns în sfârșit. Imediat revin cu datele să dau ceva. Bun, hai să vedem. Conform Maps am făcut prima dată 9 km, probabil de unde m-a lăsat mașina și până la domul din Milano. Și apoi când am plecat, am mai parcurs încă 54 de km, dintre care 48 până acasă. Și am făcut 2 ore. 2 ore și 5 minute de pe ceas.
iar cei 54 în 3 ore 55, adică cât m-am învârtit, oprit, făcut poze. Și am ajuns în sfârșit întreg, deci în total azi 63 de kilometri. Da, eu sunt foarte mulțumit. Sunt pe picioare întreg, vedem mâine dacă le mai mișc. Pentru... Ia să vedem ce mai avem aici. Călătorii... Astăzi mai vechi. Statistici. Ia uite aici. Uite, 63 de kilometri. Cu mașina. 3369. Ăștia sunt în august. A, luna asta, adică stai. Luna asta deja am făcut 3369. Cumpărături, atracții, sport, 9 minute. Ma. Hoteluri, 5 ore. Cine v-a făcut 5 ore la hoteluri? Ia. Pe 5 august ai mers cu mașina mai mult ca în oricare zi de luna aceasta. 1332, în 15 ore și 54 de minute. Începe vântul. Bun. Ia să vedem. În iulie. În iulie am făcut 2500 de kilometri. Dar eu nu știu cum calculează asta, că probabil ce pun pe Maps, cred. 7-7 de ore în hotel. Ce ai, mă? Cred că pe mâna am trecut. Pe 16 iulie ai mers cu bicicleta mai mult ca în oricare altă zi din 20 de kilometri. Bun. Da. Hai, noroc. Cam asta a fost plimbarea de la Milano la Gambolo. Așa că, dacă vrem neapărat, se poate. Ne vedem la următorul.